Multă lume crede că mazărea este doar o simplă garnitură de legume care dă un plus de culoare pe farfurie, însă pe lângă faptul că se gătește foarte ușor, mazărea are multe beneficii pentru sănătate. Mazărea, această leguminoasă extrem de delicioasă, care se regăsește în multe preparate românești, este bogată în vitaminele A, B1, B6, C și K. Boabele de mazăre au un conținut mare de fibre și un conținut redus de grăsimi și nu au deloc colesterol. În plus, sunt o extraordinară sursă de proteine, așa că e bine să le incluzi mai des în alimentația ta. Mazărea este o sursă bună de fibre dietetice și vitamine și are un conținut scăzut de calorii. O jumătate de cană de mazăre verde furnizează 4 grame de fibre. 26 de grame de fibre pe zi sunt recomandate femeilor. Deoarece este o leguminoasă bogată în fibre, mazărea contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru un timp îndelungat. Prin urmare, te ajută să mănânci mai puțin și să ții astfel greutatea sub control. Mazărea conține mari cantități dintr-un polifenol cu rol protector numit cumestrol. Un studiu mai vechi, efectuat în Mexico City, arată că ai nevoie de doar 2 mg pe zi din acest fitonutrient pentru a preveni cancerul la stomac. O cană de boabe de mazăre are cel puțin 10 mg de cumestrol. Consumul regulat de mazăre verde poate reduce riscul de cancer, mai ales datorită conținutului mare de antioxidanți și capacității acestora de a reduce inflamația din organism. Mazărea verde conține și saponine, compuși vegetali cunoscuți, pentru că au efecte anticancerigene. Mai multe studii au arătat că saponinele pot ajuta la prevenirea mai multor tipuri de cancer și au potențialul de a inhiba creșterea tumorii. În plus, boabele de mazăre sunt bogate în câțiva nutrienți cunoscuți pentru capacitatea lor de a reduce riscul de cancer, inclusiv vitamina K, care poate fi deosebit de utilă în reducerea riscului de cancer de prostată. Boabele de mazăre sunt bogate în fier și sunt foarte utile în cazul femeilor însărcinate sau în cazul celor care alăptează, deoarece ele se confruntă adeseori cu carență de fier. Mazărea are beneficii și pentru piele. Mazărea are mari cantități de antioxidanți și astfel ajută la prevenirea semnelor îmbătrânirii premature. De asemenea, antioxidanții prezenți în boabele de mazăre îmbunătățesc aspectul tenului. Ei ajută și la prevenirea ridurilor, ajutându-te astfel să ai o piele sănătoasă. Conținutul de vitamina D din mazăre ajută la menținerea masei osoase, dar consumul excesiv de mazăre poate avea drept rezultat și o pierdere a calciului din mazărea este o sursă de acid oxalic și de aceea nu este recomandată pacienților ce prezintă litiază cu calcul pe bază de calciu. Ca și mazărea, bogate în oxalați sunt și sfecla, spanacul și fasolea boabe. Și aceste alimente ar trebui consumate ocazional de către persoanele cu aceste probleme. Consumul în exces de mazăre poate duce la acumularea acidului uric în organism, factor care poate cauza gută. Relatează doc.ro